Vreau să vi-l cânt neapărat. Acum și merge, că cu vinișorul ăsta. Băi, bun vin, deci e chiar... Nu știu dacă e de Bușteni, dar e băut la Bușteni, ceea ce îi dă o aromă, așa. E vinul de Buștean, da. Nu, e vinul care te face Buștean. Da, corect. Ok, până ajung Buștean și mai poți să articulez un cuvânt, două, așa mă mai câte câte... Care nu e nici la mama, nici la tata. Este de la mijloc. Mama e din Oltenia, tata din Moldova. La mijloc așa, uite așa, cu trage așa linia pe hartă, dai de Telorman. Unde? A trăit și ne-a cântat un adevărat rapsod, un geniu al muzicii populare românești, Liviu Vasilică. Am iubit din tot sufletul, l-am apreciat, am cântat cu el pe scenă și vreau să vă cânt un cânte care mi-e drag rău de tot. Dacă mai țin minte vorbele, dacă nu cânt prin ea strofă, până la capăt. Bagă, vedeți. Piesa asta și cu o super transformare a avut-o la Negunoște undeva, un moment spectaculos pentru el. Este? Este? Bun. DJ, lasă muzica jos, că am ceva de anunțat. Astăzi, pe 6 februarie 2016, din Constanța a venit să ne vadă Sabina Dragomir. Cine e Sabina Dragomir? Cine e Sabina Dragomir? Unde? Tu e Sabina Dragomir? Ești schimbat așa. S-a crescut mustață. Da, are ghiozdan nonos. Bun, și ai ghiozdan nonos. Deci, unde e Sabina Dragomir? Unde e? Unde e? Ridică mâna. Acolo, Sabina, unde e? Ești rușinoasă? Fac mulți oameni cu mâna. Dar zi și mie, te-a blocat cu mașina, de ce o strigăm? Da, nu știu că foarte multe doamne spun la noi de Sabina și un domn... Cristi! Bă, Cristi! Deci, unde e Sabina, tati? Uite acolo, la căciula... Care dintre ei? Ea e? Cu casca!
Păi și de ce stai acolo? Păi că e pe schiuri. Și da, dai și tu un vin fier de ziua ta? Nu îmi spune că e ziua ei. La mulți ani! La mulți ani, Cristi! La mulți ani, Cristi! Te-am adus la munte de ziua ta! Iuhu! Am făcut o grămadă de lucruri interesante și pe pârtia de la Bușteni și în Bușteni, ca idee. De câte ori venim aici ne simțim tare, tare bine. Sunt zile de sărbătoare, ele continuă mâine cu un program în general folcloric, Viorica Macovei, ca să auziți ceva din Bucovina. Vine și Ornela Pasăre ca să auziți ceva din Sud. În general, colegii de la Radio România Autorități, da, Radio România, se ocupă de program mâine. Noi ne ducem la ale noastre, că neața începe luni de cu dimineață la ora 8. Yes, ăștia-s băieții mei, ăștia-n Adidas, asocii ei. Da, voi ați, când a venit cu dansat, cu dansat, când a... Da? Și ce ați făcut cu imaginea? Cu mâna filmau și cu mâna erau în buzunar. Vă rog să scoateți mâinile din buzunar, pentru că Alessia are nu una, nu două, ci trei dansatoare. Bravo, așa am zis și eu când am intrat la ele aici în mașină. Bun, de acum încolo o să facem în felul următor. Avem Andreea din ceva momente, Alessia și Lidia Buble pe final. Și ca să-i aducem în scenă o să avem nevoie mereu de ajutorul vostru, da? Pentru că noi facem totul organizat, da? În momentul când mâna mea este jos, aș vrea ca aplauzele voastre să pornească. Pe măsură ce ridic mâna înspre cer, aplauzele voastre cresc în intensitate. Facem o probă? Dar mai repede că mi-e rece. Așa, mănușați cum sunteți. Deci, dacă aplauzele, mai tare și în față, și în spate, și în față, și în spate, și ele cresc în intensitate. Mai rapid? Mai rapid, mai rapid, mai rapid. Mai rapid, mai rapid. Fără Q, măi! Păi am zis noi ceva de Q? Zile de Q! Atenție! În momentul când mâna mea ajunge în sus și fac gestul ăsta, mișcarea asta, doar femeile, nu și ei, doar doamnele și domnișoarele, chiuie. Dar cum să vă zic eu? E, chiuie ca și cum sunt reduceri la poșete. Da? Reduceri 70%, 80%, 100%, da? Două poșete gratis primești una cu bani. Da, dar doar fetele. Doar fetele. Bărbații chiuie ca atunci când trebuie să și plătească. Bun. Atenție la mâna lui Răzvan. Aplauzele încet de jos. Ușor, 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 ușor. Ele cresc în intensitate. Și cresc în intensitate. Reduceri la poșete. Domnilor și domnilor, ea este Alessia! We'll be right back.
Nu vă place, nu? Nu, sunteți cuminți. Uite, am făcut eu leonul. Uite cum facem, vă arătăm drenulețul nostru și dacă sunteți cuminți, până la sfârșit vă punem în spate aici după fete. Așa vă place, nu? Yeah.
aici? Ce? Mi-e trebuie o pernă. Ce? E pernă! Scuze, ți-am dat un microfon în dinți. La o parte. Dai față de pernă la o parte și o trebuie să vezi dacă e tare pentru coloană. Deci am probleme în coloană. Pernă mea trebuie să fie tare. Dacă se aude la microfon, înseamnă că e tare. Dacă nu... Cristi! Bă, Cristi! Cere ajutor, a? Lasă-l pe Cristi! Că dormi acum. Am pus fața de pernă la loc să nu li se facă poftă băieților să dau. Laudă-l pe Cristi! A ta e tare? Tare, tare. Mai dorme cineva? Și noi, domnului primar, pentru această invitație minunată. Ne-am simțit extraordinar aici pe Pârtia Canindelul la Bușteni. Țineți în fiecare weekend, că aici este distracția cea mai mare. Vă pup și vă iubesc! După timpul când ne uitam până la televizorul Diamant și era alb-negru. Da, mulțumim! Da, mulțumim! Am pătrânit vreo 8 ani de Antena 1! La mulți ani! Aplauze pentru Antena 1! Stați așa! Iar surpriza! Sanie? Nu, schiuri? E o medalie, scrie cetățean de onoare Răzvan și Dani. Cauciucuri de aia. O mașină. O casă. O mănuși. Stai că mi-arată ceva. O... Ce e asta? Tablou. Un tablou cu primarul. Gata. Ce e, domnule, de mâncare? Boale bru. Avem... Avem o imagine la prezent și una la trecut. În vremea când... vă rugăm frumos să veniți aici în spate să facem o poză. Domnule, dar e tort? E tort, tort. Se mănâncă. Se mănâncă, se mănâncă. Eu pot să vă mănânc antena? Unul, las-o acolo, că ginești. Băi, trebuie să am o poză cu treaba asta, să o pun pe internet. Avem și noi... uite, avem aici. Ia. Domnule, n-am mai primit de mult așa ceva. Ia și noi în partea asta. Dai, domnule, de mâncare. Domn primar, stați acolo de partea aia. Țineți de televizor cum se cărau pe vremuri. Domnule, e bun. Băi, ai mușcat din televizor. Da. Mulțumim primarului Savin, un om de toată isprava, vă spuneam, ne știm de ceva timp. Mulțumim pentru surpriza asta dulce. Deci știți că așa arăta televizorul din bucătăria lui Dani, la care îl vedeam acum foarte mulți ani, când doar ne gândeam că vom ajunge la TV. De acolo nu se întâmplă multe locuri din lume așa ceva, iar un perete de ăsta de escaladă știi foarte bine că nu vedem foarte des. Sunt câteva în lume. Doamnelor, domnilor și domnilor, petrecerea continuă. Vine pe scenă Lidia Buble! Thank you.
greșește, până la urmă nu plătește. Thank you.
think Thank you.